Vești proaste pentru suporterii Pandurilor. Fundașul dreapta Marian Plașcă s-a accidentat grav în meciul cu Steaua și va sta departe de gazon 6 luni. Plașcă a suferit o ruptură a ligamentelor încrucișate și a meniscului la genunchiul drept și a fost operat deja în Ungaria. Marian Plașcă trece din nou prin momente grele. Fundașul gorjenilor pare blestemat după ce și-a rupt ligamentele la meciul cu Steaua. Este a doua accidentare gravă pentru Plașcă, care a mai trecut printr-o suferință de acest gen după ce reușise să debuteze pentru România. Fundașul a suferit o intervenție chirurgicală în Ungaria, iar perioada de refacere va fi de aproximativ 6 luni. Din păcate, nici Bogdan Ungurușan nu trece printr-o perioadă bună, fundașul dreapta suferind un accident auto în această săptămână. Din fericire, jucătorul și familia s-au scăpat fără traumatisme majore.